Cel mai important eveniment al artelor marțiale mixte din România se apropie cu pași repezi și va fi găzduit de Sala Sporturilor din Brașov. Romanian Extreme Fighting este liderul de necontestat în organizarea de evenimente MMA, ajungând deja la a șasea gală la nivel național. Brașovul este al treilea mare oraș al României, după Târgoviște și Sibiu, care va avea parte de o seară incendiară cu cei mai duri și compleți luptători care au călcat vreodată în cușca RXF. În 6 dintre cele 14 lupte, cuprinse în programul galei, publicul brașovean va avea ocazia să își încurajeze favoriții care vor lupta, să spunem, în propria cușcă. 3 dintre luptătorii brașoveni sunt pregătiți de Tudor Moga, un sportiv care, recent, a adus cele mai strălucitoare medalii de la importante competiții europene de jiu-jitsu brazilian. Da, acum 2 săptămâni m-am întors de la Roma, unde am participat la 2 concursuri, un campionat european și Openul Italiei, la care am câștigat 3 medalii de aur și una de argint. 2 la categorie și 2 la Open. Daniel Stinghe, Ioan Brânceanu și Vasile Langa sunt cei 3 luptători pe care Tudor Moga mizează în gala de la Brașov. În primul rând vreau să mulțumesc lui Tudor Moga, antrenorului meu de jiu-jitsu, echipei RXF, care a pus la dispoziție locația și a înființat acest gen de sport la noi la Brașov. În al doilea rând m-am pregătit intens pe partea de kickbox, pe partea de sol. Cred că o să fie o luptă care o voi câștiga, fiind și la Brașov, unde se dispută acasă. Sper să câștig. În vârstă de 30 de ani, Daniel Stinghe va disputa a 5-a luptă în MMA și îl va avea ca adversar pe Edea Lazer din Miercurea Ciuc. Mă numesc Stinghe Daniel și vă aștept să mă susțineți la gala RXF 19 iulie la Sala Sporturilor. Ioan Vrânceanu are tot 30 de ani, iar impresionanta sa carte de vizită numără numai puțin de 20 de ani de lupte practicate la Dinamo Brașov, dar și titlul de vicecampion național la jiu-jitsu brazilian în anul 2008. Pentru această luptă m-am pregătit în special pe partea de kickbox, cu care nu sunt familiar, eu provenind din lupte libere, și pe partea de jiu-jitsu brazilian. Și pe această cale țin să mulțumesc lui Tudor Moga, că ne-a pus la dispoziție sala și echipamentul necesar pentru a ne pregăti și a participa la această competiție. Ioan Vrânceanu îl va avea ca adversar în cușca de la Brașov pe reprezentantul clubului Cobra Gym Sfântul Gheorghe, Ianoș Elec. Numele meu este Vrânceanu Ioan și vă aștept să mă susțineți la gala RXF de pe 19 iulie, care se desfășoară la Sala Sporturilor din Brașov. Cel mai tânăr luptător care va intra în cușca de la Brașov, Vasile Langa, are numai 20 de ani și este debutant în MMA. Mă simt foarte pregătit pentru acest concurs, de-abia aștept să întâlnesc adversarul în cușcă și să lupt cu el. Fizic sunt foarte bine, psihic la fel. Mintea să ajunge în spatele strategiei mele este Tudor Moga, multiplu campion european la jiu-jitsu brazilian. Și am foarte mare noroc cu băieții în sala, care mă sprijină foarte mult cu antrenamentul meu și mă ajută foarte mult și întrerup antrenamentul pentru mine și în rest cam atât. Mă simt foarte pregătit. De-abia aștept. Deși am un adversar foarte puternic și foarte bun, eu sunt sigur că o să câștig și strategia mea va funcționa. Vasile Langa își va face debutul în cușcă în compania arădeanului Miodrag Olar. Mă numesc Langa Vasile Ștefan și vă aștept pe toți să mă susțineți la următoarea gală RXF de la Sala Sporturilor din Brașov. Iulian Cantoreanu se pregătește intens împreună cu antrenorul său, Gabriel Partin, pentru lupta din cușcă împotriva arădeanului Marius Ciocârlă. Este un adversar care vine mai mult pe lupta la sol, din lupte. Este bun și pe kick. Sperăm că totul va fi bine. La cei 24 de ani, Iulian Cantoreanu are o singură luptă în MMA, câștigată în precedenta gală RXF de la Sibiu, în fața unui sportiv mult mai experimentat. Sunt Iulian Cantoreanu, luptător MMA și vă aștept să mă susțineți pe 19 iulie la Sala Sporturilor din Brașov. Ares Dojo este clubul brașovean care va trimite în cușcă alți 2 luptători. Flavius Predoi are 22 de ani și se îndreaptă spre cea de-a 2-a victorie în MMA, pe care este convins că o va obține în dauna bucureșteanului Alin Pica. Bună ziua, mă numesc Predoi Flavius Cătălin și vă aștept vineri pe 19 iulie la gala RXF de la Brașov, de la Sala Sporturilor. În fine, un alt debutant în RXF și MMA, Lucian Mocănașu, este hotărât să apere cu cinste culorile clubului brașovean Ares Dojo împotriva orădeanului Florin Gârdan. Mă numesc Mocănașu Lucian Gabriel și vă aștept să mă susțineți la RXF ediția a 6-a, vineri, 19 iulie, la Sala Sporturilor din Brașov.
Pregătirea și sprijinul lui sensei Dan Mătușa sunt principalele atuuri pe care sportivii de la Ares Dojo le vor fructifica în cușca de la Brașov. Bine v-am găsit, numele meu este Dan Mătușa, sunt antrenorul clubului sportiv Ares Dojo de Me, al sportivilor Predoi Flavius și Lucian Mocănașu, sportiv ce îi veți putea urmări în gala MMA RXF ediția 6 la Brașov pe data de 19 iulie la Sala Sporturilor. Vă așteptăm cu mult drag, mulțumesc! Lupta continuă la Brașov este sloganul acestei gale, programată vineri 19 iulie, începând cu ora 18, iar punctul culminant va fi atins în cea de-a 14-a luptă, atunci când în cușca de la Sala Sporturilor, arădeanul Bala Jolt îl va înfrunta pe austriacul Ivo Cook. Gala Romanian Extreme Fighting de la Brașov va fi transmisă în direct la GSP TV.